Cineva întreba ce-i de făcut atunci când apar certuri în familie. Să știți că certurile au cauze interne, ascunse. Orică e vorba de mândrie, un eu nerăstignit, că dacă jignești pe unul care e orgolios, scandalogat. Orică e vorba de lăcomie, cel lacom stârnește certul, scrie în proverbe. Nu încercați doar așa să liniștiți pe deasupra situația. Încercați să vedeți care sunt cauzele acestor răbufniri pentru ca să fie scoase rădăcinile din solul ființei dumneavoastră. Iar dacă celălalt încă nu s-a pocăit, fie el bărbat sau femeie, cel în cauză trebuie să știe că cearta nu se poate face fără vorbe. De aceea tăcerea este soluția pentru ceartă. Pentru că altfel, vorba scoate și cât stă cer rău înaintea ta, păstrează sângele rece că te păzește de multe păcat. Nu încercați când e ceartă, că poate nu puteți atunci pe moment să analizați cauze de ce v-a supărat, să vă dați drumul la vorbă. Sau cum spunea cineva, încercați să vă certați încet. Ba eu vă îndemn, încercați să vă certați tăcând. Că gândurile tot nu le poți controla, știi? Te poți certa și tăcând, așa. Dar după ce te liniștești, în urmă trebuie analizate cauzele și Domnul să vă dea harul să le puteți elimina. Robul Domnului nu se ceartă, dragostea nu se mânie, nu are pismă. O casă unde este ceartă, cearta-i mama păcatilor. Iacov, capitolul 3, unde este pismă și duc de ceartă acolo, sunt o mulțime de fapte rele.